Respiră. Inspiră și expiră adânc. Medicii au înconjurat-o pe Skyler cu atenție și grijă. Și nimănui nu pare să-i pese de Candace. Hei, să mă ajute cineva! Respiră. Ne pare rău, suntem ocupați. Dar vă plătesc oricât. Bani? Numai o clipă, domnișoară. În sfârșit, poftiți! Respiră adânc, inspiră și expiră. Hei, asta e? Îmi pare rău, domnișoară. Deci, unde am rămas? O, da, un pahar cu apă. Luați o gustare. Trebuie să vă refaceți forțele. Nu mai suport! Ce loc minunat! Oh, uite pe fetița mea! O să te numesc Cindy. Este superbă! Oh, cred că doamna aceea are nevoie de ajutorul nostru, nu? În regulă, să trecem la treabă! Mama bogată e întâmpinată de paparații la ieșire. Cum vă simțiți? Ce marcă de scutece preferați? Prieteni, e Skyler! Treceți acolo! Hei, și noi? Săraca Skyler a fost întotdeauna populară. Iar cu o fetiță este și mai faimoasă. Ei bine, cum e asta corect? Cresc atât de repede. Cindy se pregătește deja pentru prima ei întâlnire. Oh, Ewald, ești atât de chipeș. A spus cineva întâlnire? Mă duc la o întâlnire cu tipul ăsta. Nu-i așa că-i tare? Iubito, mă bucur atât de mult pentru tine. Lasă-mă să-ți dau câteva sfaturi. Mama ta știe totul despre popularitate. Fundițele de hârtie vor crea un look romantic. Gata! Dar asta nu e tot. Ce zici de un machiaj ușor? Vopseaua de pe pereți este exact nuanța potrivită. Abia aștept să-l văd. Nu va putea să se reziste. Wow, mami! Ești uimitoare! Aproape că am uitat trucul meu caracteristic. Ești pe cale să înveți secretul buzelor îmbujorate. Haide, încearcă! 1, 2, 3, 4, gata! Dă-i drumul! Wow, trucul de viață prietenos cu bugetul a funcționat de minune. Și nu-ți uita pălăria de carton. Mult noroc, dragă! Ești atât de frumoasă! Oamenii bogați au propriile lor secrete de frumusețe. Fata mea merge la prima ei întâlnire. Fă-o să arate ca o vedetă de Hollywood. Desigur, doamnă, va fi cea mai bună. Melissa, vei avea parte de cel mai bun make-up artist din Trum State. O să facem niște valuri și un machiaj la modă. Vei fi irezistibilă. Hai să-ți pregătim pielea pentru machiaj. O mască din petale aurii va da pielei o strălucire de lux. În timp ce clienta VIP se odihnește, tu poți aranja buclele. Iar machiajul cu trei mâini va accelera procesul de transformare. Wow. Iubito, arăți de $1.000.000! Mă simt ca o zână! Merită să o fac pe fica mea fericită! Ești o adevărată profesionistă! Și avem o întâlnire la care trebuie să mergem! La revedere! Salut! Ghiși cine e? What? Nu știu! Sunt eu, prostuțule! Ups! Ține asta! Wow! Întâlnirea noastră se bucură de o avalanșă de distracție! Sunetul tocurilor de designer înseamnă un singur lucru. Melissa e aici. Îmi pare rău că am întârziat. Wow! De ce trebuie să porți atâtea bijuterii? Pe ea o interesează doar banii și lucrurile materialiste. Bla, bla, bla. Ce plictiseală. Sincer, vreau să spun ceva de atâta timp. Ups, Brandon pare să fi pierdut contactul cu realitatea. Wow, îmi pare rău, trebuie să plec. Dar cum rămâne cu mine? Și cu întâlnirea noastră? Wow, asta e Cindy. Trebuie să o cunosc. Ai ratat, am ratat. Hei, prieteni, pot să vă țin companie? Păi, de ce nu? Prinde! Numele meu e Brandon. Să înceapă bătaia cu bulgări de zăpadă. Mama bogată are la dispoziție cel mai scump club de fitness. Cred că e destul cardio pentru azi. E timpul să umflăm niște mușchi. Wow!
Asta e grea! Ajută-mă! Grăbește-te! Are nevoie de ajutor! Haide să venim cu toții! Și Skyler lucrează și ea la sală. Ca femeie de serviciu. Asta e Skyler! Nu-mi vine să cred! Pot să fac o poză? Wow! Ești chiar mai tare decât am crezut! Unde a plecat toată lumea? Vă bateți joc de mine? Ce văd ei la ea? În această zi încântătoare, vă voi spune cum este să fii o mamă bogată. Dar elevii nu par a fi deloc interesați. Aceste perle au fost purtate de regină. Mi-e atât de somn. Oh, da. Cu ce aș putea să impresionez? Ce-ar fi dacă... Copii! Am ceva special pentru voi! Hei, băiete! Asta e valabil și pentru tine! Nimeni nu a refuzat asta până acum! Poftim! O să mulțumiți mai târziu! Cu banii ăștia puteți cumpăra un munte întreg de bunătăți! Uitați-mă, copii! V-am făcut să așteptați? Este mama ta populară! Bună! Am atâtea lucruri interesante pentru voi! De unde să încep? Astea nu sunt necesare! Ups! Cactus artizanal! Și am alergat un maraton întreg în pantofii ăștia de carton! Wow! Asta e o nebunie! Pot să fac o poză? Fiecare dintre voi poate crea ceva unic! Nu, mulțumesc! Acum luați foarfecele și dați frâu liber imaginației! Asta e umilitor! Haide, dragă! Departe de sărăcia asta! Gata! Și acum ședința foto cu vedeta! Nu toți odată, prieteni! Unul câte unul pe rând! Toată lumea primește un autograf! E timpul să punem capăt nedreptății! Liber! Suntem gata de plecare! Zidurile casei bogate își păstrează secretele! Deci, ce avem? Skyler este prea populară! Trebuie să găsim o modalitate de a o dezarma! Am o idee! O vom ademeni pe Skyler afară! Și îi distrugem reputația! Mamă, grăbește-te! Pot vedea ținta! Să mergem conform planului! Și apoi iau pliculețul de ceai și îl mai folosesc o dată! Minunat! Nu ne poate vedea! Să fim tăcute și șirete! Wow! Ăsta e aur! Yes! Mai ușor, mamă! Mai ușor! Da, se pare că peștele este agățat! L-am prins! E chiar aici! Uh-oh! Asta nu e bine! Mâinile sus! Sunteți arestate pentru tentativă de jaf! Da, am reușit! Aveți dreptul să păstrați tăcerea! Tu ești Skyler? Te rog, putem face o poză? Se pare că popularitatea bietei mame a ajutat-o din nou! Și acum, doamnelor, haideți să mâncăm niște înghețată! Wow, minunat! Nu înțeleg! Nu am de gând să o las așa! Dar ce este asta? Oameni bogați care intră prin efracție? Acum o să aflăm care e secretul lor! E doar un creion vechi și o bucată de hârtie! Trebuie să aflăm adevărul! Cred că l-am găsit! Nu, m-am înșelat! Uh-oh, cred că avem o problemă! Sunt în locul nepotrivit la momentul nepotrivit! Ușurel, doamnă! Totul este sub control! Și voi două mergeți la secție acum! De ce ar vrea hoții casa noastră amărâtă? Banii există pentru a fi cheltuiți! Aceasta este prima regulă a mamei bogate! Arată-ne cele mai bune lucruri pe care le aveți! Okay. Sigur, doamnă! Vă rog să veniți în hol! Uitați-vă la rochiile de la ultima defilare! Nu sunt impresionată! Și această rochie este unică! Nici vorbă! În acest caz, ce ziceți de asta? Lasă-mă să văd asta! Exclusiv și de bun gust! Vă rog, veniți în cabina de probă! Ei bine, bine, bine! E greu să impresionezi fica bogată cu ceva! Pentru Cindy e altfel! Uite, mamă, e frumoasă! Ce-ar fi să ne uităm la ceva mai simplu? Această rochie e un vis! Îți place? Da, scumpo, dar putem să mai vedem ceva? Nu există să te mulțumim! Iată, mamă are trucurile ei!
Cindy, uite ce am găsit! Țesătură naturală și o croială practică! Sincer, nu, nu-mi place deloc! Wow! Tu ești! What? Doamnă Skyler, v-am recunoscut imediat! Vă rog să luați aceste rochii pe gratis! Știi ceva? Luați toate rochiile noastre! Este atât de jenant! Spune-mi, cât ar costa? E un cadou din partea magazinului nostru pentru dumneavoastră! Nu vă faceți griji! Hey! Cât timp am de gând să mai aștept? Sunteți surdă? Din păcate, asta e tot ce ne-a mai rămas! E un fel de glumă? Nu, nu, nu este! Uitați-vă cât valorează! Așa mai merge! Pot să o probez! Mamă, am pales! Minunat, iubiro! Îl luăm! Se pare că excursia la cumpărături a fost un succes! O excursie bogată la film s-ar putea dovedi a fi o surpriză! Am primit 2 bilete pentru a vedea Apocalipsa Zombie! Îmi pare rău, doamnă, nu mai avem bilete! Și oricum am închis! Îmi pare foarte rău! Ei bine, vom merge la un alt film! Dar eu vreau să văd Apocalipsa Zombie! Ciupește-mă! Este faimoasa Skyler! Nu mai spune nimic! Vă rog, luați biletele! Oh, ce drăguț! Așteaptă un minut! Cum se face că ele pot intra acolo și noi nu? Știi măcar cine este? E cea mai populară mamă din Troom State! M-am săturat! Plecăm! Ziua de lucru a mamei bogate este în plină desfășurare. Îți spun, aceste acțiuni sunt fără speranță. În regulă, te sun eu înapoi. Mami, dă-mi banii! Te rog! Doar un minut, lasă-mă să ți-i trimit. Nu se poate întâmpla așa ceva. Iubito, suntem falite! Oh, nu! Și nu vreau să te mai văd niciodată. Mami, ce facem acum? Calmează-te, dragă! O să ne gândim noi la ceva! Vă rog să ne ajutați! Domnule, aveți ceva mărunțiș? Este o perioadă întunecată în viața familiei bogate! Hei, mamă, uite! E Melissa! Trebuie să le ajutăm! Sărmanelor le atât de frig! Lăsați-ne pe noi! Viața mamă are o inimă atât de bună! Simțiți-vă ca acasă! Acum e și casa voastră! Și luați ăștia, ca să vă fie cald și confortabil! Și ce-am putea face fără un ceai delicios? Un pliculeț de ceai pentru toată lumea! Poftim! Trebuie să vă încălziți! Toată lumea trece prin momente dificile, dar dacă rămânem împreună, vom trece mai ușor peste ele!